Cuprul, aurul roșu. În plină criză mondială a metalelor rare, cuprul se vinde azi pe piața mondială cu prețuri prohibitive. Azi, în lume, există o lipsă reală de cupru. Acesta a devenit o materie extrem de căutată. A devenit un metal imperios necesar în toate proiectele de electrificare. Sârma de cupru este folosită în transmisia și distribuția energiei, în telecomunicații, circuite electronice și nenumărate tipuri de echipamente electrice. Cuprul și aliajele sale sunt, de asemenea, folosite pentru producția de contacte electrice. Cablajul electric în clădiri este cea mai importantă piață pentru industria cuprului. Metalului roșu nu i s-au găsit încă înlocuitori. Nu a fost descoperit încă un alt metal mai eficient pentru utilizare în construcția vehiculelor electrice, motoare și cablaje electrice, baterii, invertoare, stații de încărcare, pentru energia eoliană și solară, dar nici pentru implementarea rețelelor 5G. Uzina metalurgică de la Zlatna a reprezentat un sector strategic al economiei românești înainte de 1989. Uzina producea în primul rând cupru, dar în timpul comunismului, uzina metalurgică de la Zlatna devenise, de asemenea, un centru de extracție și prelucrare a altor metale calificate drept rare. Centrul minier de renume în timpul dominației romane în Dacia, Zlatna devenise celebră pentru extracția de aur și argint. Zlatna a început să devină cu adevărat productivă în secolul al XVIII-lea. Imperiul Habsburgic investea masiv în Zlatna pentru a obține venituri substanțiale din producția minieră. În secolul al XIX-lea, ingineri trimiși de la Viena au descoperit un metal rar care se credea a fi o formă de aur îmbunătățit. Era vorba însă despre telur. Dacă mă întrebați la ce folosește, pot să vă spun că bombele de la Hiroshima și Nagasaki au fost înveliși de telur. Dar astăzi el folosește în industria aerospațială, în medicina de înaltă performanță, alături de europium și încă vreo câteva metale descoperite în ultimii 10-15 ani. Metale rare, foarte scumpe. Noi în concentratele astea de la Abrud avem telur și avem destul de mult. Nu spun că știu, dar nu spun cât. Avem la fel aur și argint, cantități mai mici, dar avem tot un metal din clasificația metalelor rare, prețioase, iridiu. Iridiu este foarte căutat astăzi. Combinatul de la Zlatna producea metale și substanțe strategice folosite încă și azi în lume pentru diverse tehnologii avansate, cupru de convertizor, acid sulfuric, pulbere de aluminiu, sulfat de cupru, sulfat de fier și sulfat de magneziu. Capacitatea de producție de la Zlatna în 1980 era de circa 15.000 de tone de cupru de convertizor pe an. Acesta era trimis la Baia Mare pentru rafinare electrolitică. Azi, românii par să-și fi lăsat în paragină propriile bogății ale subsolului. O renaștere a extracției și prelucrării cuprului la Zlatna ar putea să aducă bani mulți la bugetul de stat și locuri de muncă bine plătite. Dar uzina de la Zlatna a fost abandonată. Azi, ruinele ei abia dacă mai amintesc de forța ei de odinioară. Încet, încet s-a stins totul, iar această uzină, vă spuneam că a fost sub denumirea de ateliere metalurgice pe vremea lui Maria Tereza în 1747, a început să funcționeze, au trecut cele două războaie mondiale, nu s-au închis și a fost un guvern năstase vrednic în 2004 care a reușit să o închidă. Lipsa de viziune și interesele politice de moment au făcut ca acest centru strategic industrial să fie abandonat. Exploatarea minieră, cea care a dat viață orașului sute de ani, a fost îngropată. Combinatul de prelucrare a cuprului Ampelum din Zlatna s-a închis în 2004. Câteva mii de persoane au fost trimise în șomaj. Cel mai grav, specialiștii români în domeniul extragerii și exploatării metalelor rare au devenit din ce în ce mai puțini. Repornirea capacităților metalurgice neferoase din orașul Zlatna ar putea însemna un boom economic, care ar fi însă soluția pentru relansare.
Acum trebuie făcut să declar cupru metal strategic ca să n-ai discuții cu Bruxelles și cu nimeni, pentru că cupru se folosește la mai multe chestii speciale și atunci poți să-l menții a statului român această industrie, și dar pentru asta trebuie să faci o legislație foarte dură. Ideea de a extrage și produce din nou metale rare la Zlatna este una cât se poate de realistă, mai ales în condițiile în care au apărut tehnologii de ultimă generație, flexibile și nepoluante. O investiție inteligentă în noi tehnologii ar fi amortizată imediat, dat fiind prețul uriaș cu care se vinde cuprul azi pe piața mondială. Și astăzi prețul cuprului pe piața mondială la bursa de la Londra este $11,000, așa ceva nu a fost în istoria lumii. În ultimii 10 ani, cea mai bună performanță de piață a metalului roșu în lume s-a datorat expansiunii producției chinezești, nu celei europene. Europa încearcă să se gestioneze singură pentru a găsi o rezolvare pentru lipsa de minerale esențiale extrase și procesate de pe continent. Boom-ul prețului cuprului din anii 2000 s-a datorat în mare parte unei mari creșteri a cererii în China. Chinezii au avut nevoie vitală de cupru pentru a construi, fără oprire, timp de peste două decenii, în procesul de urbanizare a țării, pentru susținerea unor sectoare industriale și pentru a furniza energie electrică în cele mai îndepărtate așezări rurale. Ulterior, guvernul chinez a început și exportul de cupru în lume. Chinezii au intervenit chiar pe piața mondială pentru a controla prețurile. Potrivit analiștilor, în următoarele 3 decenii, cererea de cupru va crește considerabil, uneori chiar cu 600% pe an. O repornire a capacităților industriale de la Zlatna ar aduce România pe primele locuri în Europa la producția de cupru. O oportunitate, mai ales în această perioadă de criză a metalelor rare. Astfel, România ar putea contribui la reducerea dependenței Uniunii Europene de puterea economică a Chinei, dar nu în ultimul rând ar realiza un profit incredibil. Cupru e metal strategic astăzi și noi vindem concentratele de cupru astăzi cu un profit de 6,5%. Concentratele produse aici în vecinătatea noastră la 30 de kilometri la cupru Mina Brut. Noroc de la Dumnezeu că încă firma nu-i privatizată și încă e a statului 100%, dar concentratele astea, numai lumea treia vinde sub forma asta de materii prime. Noi trebuia să le prelucrăm concentratele astea, să le transformăm în cupru catodic. Deci numai transformate în cupru catodic însemna un profit de 350-400%. Nu vorbesc dacă le ducem mai departe și le transformăm în laminate, care ar însemna vreo 500% profit. Și dacă le transformăm în cabluri electrice, cabluri de care este o criză mondială astăzi, ar însemna undeva la 800% profit, poate și mai bine. Și mai există și mai superioară variantă, cea mai superioară, produse din astea electronice, care însemna 1000-1100% profit, dar însemna între 800 și 1200 de locuri de muncă, deci în funcție de cât e de înaltă tehnologia. Sigur că nici nu se poate pune problema să vii astăzi cu o tehnologie veche. Trebuie să vii cu o tehnologie de ultimă generație și să stai liniștit pe piață.